meșterul Dosoftei de la Putna, cruce de procesiune. În 1561, postelnicul Matei Crăciun și soția sa, Maria, comandau meșterului Dosoftei de la Mănăstirea Putna o cruce de procesiune sculptată. Ea avea să fie dăruită Bisericii Mănăstirii Slatina, de curând ridicată din porunca domnitorului Alexandru Lăpușneanu și a soției sale. Crucea are trei brațe orizontale care redau simbolic forma crucii pe care a fost răstignit Isus. Ea este sculptată pe ambele fețe și încinsă într-o ferecătură din argint aurit. Această ferecătură, decorată cu vrejuri spiralate în filigran și cu rozete la colțuri, este prinsă într-un mâner din argint aurit prevăzut cu o sferă, simbol al globului pământesc. Fiecare față a crucii prezintă 16 scene aproximativ de dimensiunea unui timbru. Acestea ilustrează viața și patimile lui Isus. Meșterul folosește tehnici narrative care perpetuează o veche tradiție bizantină, prin care fiecare loc, fiecare episod, este individualizat simbolic. De exemplu, în scena întâmpinării Domnului, Dosoftei indică limpede Evanghelia lui Luca a drept sursă. Inspirația divină este simbolizată de raza care coboară din ceruri și care conferă credibilitate istoriei. Luca notează concentrat în cartea pe care o are în poală cum Iosif și Maria, îl aduc pe pruncul Isus la templu. Aici sunt întâmpinați de bătrânul Simeon, sosit și el la îndemnul Sfântului Duh pentru a-l primi în brațele sale pe Mântuitor și a-i da binecuvântarea. Fundalul arhitectural înfățișează cetatea Ierusalimului în toată splendoarea sa. Clădiri înalte, de mai multe etaje și încununate de cupole, sunt apărate de ziduri groase crenelate. Templul se remarcă prin eleganța coloanelor răsucite în torsadă. Pentru a perpetua valoarea exemplară a unor istorii locale cunoscute în mediile monastice, Dosoftei le inserează printre scenele istoriei sacre. Este cazul legendei lui Simeon Peoschi, călugăr venerat de Ștefan cel Mare ca sfânt. Un peisaj muntos conferă unitate diferitelor episoade și funcționează ca fundal al narațiunii. Călugărul, cu un lung șir de mătăni în mâini, ascultă spovedanile unui grup de trei credincioși în îngenunchiați. Deasupra lor se vede schitul nou refăcut de domnitorul Alexandru Lăpușneanu undeva în munți. Prin asemenea detalii pline de pitoresc, meșterul nu îmbogățește doar firul narrativ, ci demonstrează mecanismul prin care episoade din istoria recentă câștigă un statut simbolic.